a treia doză a vaccinurilor Pfizer și Moderna ar putea fi administrată pentru a spori imunitatea. Mai mult decât atât, cei doi producători încearcă să verifice în ce măsură administrarea unei a treia doze a vaccinului, la un interval mai mare de timp față de cele două inițiale, ar putea proteja organismului în fața infectării cu noile tulpini. Producătorii celor două vaccinuri anti-COVID, Pfizer și Moderna, studiază varianta administrării unei a treia doză de vaccin pentru a mări numărul de anticorpi, dar și pentru a asigura protecția față de noile tulpini. O mare parte dintre medicieni consideră că specialiștii nu sunt pregătiți pentru a vaccina populația din cauza faptului că nimeni nu garantează durata imunizării. Două, deci face prima rapelul și acum încă una. N-am auzit, să fiu sincer, de așa ceva. Dar cred că ăștia nu mai știu pe ce lume trăiesc. Adică a zis că una nu este eficientă, face a doua rapelul, cum se zice, și acum urmează a treia, nici n-am auzit. Să rămân surprins de așa ceva. Să ne așteptăm la a patra. Ne așteptăm la cine, la ce minuni. Dacă ăștia n-au reușit, bine că e tot experimental. Orice vaccin care s-a făcut de când e lumea și pământul de a apărut vaccinurile astea, se făcea o doză. Așa cum este antigripalul, cum a făcut pentru holeră, pentru alte virusuri de ăștia nenorocite, dar asta e ceva experimental care nu i-au dat de cap. Multe persoane sunt neîncrezătoare și în fața primelor două doze de imunizare. Guvernanții se plâng că nu au resurse, dar dau banii pe vaccinuri. Asta au spus oamenii pe stradă. Cine vrea să facă, să facă. Eu n-am nimic contra. E liber. Dacă guvernanții, domnul ministru cel bun al sănătății consideră că e bine, noi putem să ne împotrivim? Putem să facem ceva? Nu putem să facem nimic. Asta e. Ce să facă guvernul cu banii? Îi dă pe vaccinuri, că domnul nostru de la pensionari, alocațiile la copii și câte? Câte nu e nevoie în țara asta? Mie nu mi se pare normal, pentru că nu sunt testate toate vaccinurile, eu până acum n-am făcut. Și nici stau să mai mă gândesc, nu știu dacă lui face. Pentru că nu sunt, deci un vaccin când se face trebuie să facă ani la rând, cum a fost vaccinul antigripal. Pe ăștia ți-l dă direct, peste câțiva ani ce facem, poate că facem altă boală. Ambele companii, Pfizer și Moderna, ale căror produse sunt folosite atât în SUA cât și în Europa, au început deja demersurile pentru autorizarea unor noi studii clinice.